Zdreanță. Tudor Arghezi. L-ați văzut cumva pe zdreanță, cel cu ochii de faianță? E un câine zdrențuros de flocos, dar e frumos. Parcă-i strâns din petice, ca să-l tot împiedice. Ferfenițele-i atârnă, și pe ochi, pe nara cârnă, și se încurcă și descurcă, parcă-i scos din câlți pe furcă. Are însă o ureche de pungaș fără pereche. Dă târcoale la coteț, ciufulit și așa lăieț, așteptând un ceas și două. O găină să se ouă care cântă cotcodace, proaspăt oul când și-l face. De când e în gospodărie, multe a învățat și știe. Și pe brânci, târâși, grăbiși se strecoară pe furiși. Pune laba ia cu botul și înghite oul cu totul. Unde-i oul? a întrebat gospodina. L-a mâncat. Stai, nițel, că te dezvăț, fără mătură și băț. Te învață, mama minte. Și a dat un ou fierbinte. Dar de cum l-am bucat, Zdreanță la și lepădat și-a înjurat cu un lătrat. Când se uită la găină cu culcușul lui vecină, zice zdreanță în gândului: S-a făcut a dracului.